Tema declarației mele politice de astăzi este partizanul Nicolae Fudulea. S-a născut la 1 martie 1907 în localitatea Nigrita din Macedonia, la acea vreme o localitate din Imperiul Otoman. În 1932, familia lui ajunge în cadrilater, odată cu mutarea a românilor în acest teritoriu. Căsătorit cu Elena Cărmuz, va avea 4 copii, Stere, Dimci, Sultana și Zoe. În 1940, odată cu pierderea cadrilaterului, familia Fudula se va așeza în localitatea Testemelu din Tulcea, astăzi Vasile Alexandrii. Odată ajunși în România, Dumitru și Nicolae, frații mijlocii ai familiei Fudulea, vor strânge în jurul lor a românii din mai toate localitățile, începând lupta naționalistă de rezistență împotriva colectivizării. În decembrie 1948, sub imboldul acelorași idealuri anticomuniste, frații Fudulea, alături de Gogu Puiu, vor pune bazele organizației Haiducii Dobrogei. Nicolae Fudulea a fost liderul acestei mișcări. Timp de un an de zile, cei doi frați vor hărțui autoritățile comuniste, urmarea fiindcă securitatea va porni prigoana asupra lor, torturând toți localnicii care îi ajutaseră într-un fel sau altul. La începutul anilor 50, frații Fudulea se vor ascunde în pădurile județului Tulcea. Citesc din memoriile lui Sterică Fudulea, un urmaș al lor. O iarnă întreagă, Nicolae și Dumitru s-au ascuns într-o groapă din pădure. Ca să ajungă în ascunzătoare, treceau printr-un tunel lung de 2 metri. Se încălzeau cu o sobă, iar coșul de fum era în tulpina unui copac pentru a nu li se descoperi ascunzătoarea. Numai că un cioban, Nichita Nazarie, care păzea un cârd de oi în pădure, a văzut tulpina aceea uscată, răsturnată și s-a dus să odihnească pe ea. Îngrijorați de prezența ciobanului și de pericolul de a-i divulga, haiducii au dat buturuga la o parte, au ieșit afară și l-au prins pe cioban. Se gândeau chiar să-l omoare, spre a nu fi părâți, dar după o scurtă chibzuință l-au lăsat în viață. Din acel moment, soarta le-a fost pecetluită. În noaptea de 9 martie, securitatea va împânzi satul Testemel și pădurile din împrejurimi, arestându-l pe fratele mai mare, Gheorghe Fudulea. După îndelungate schingiuiri, Gheorghe va divulga numele ciobanului care știa ascunzătoarea. Odată prins, ciobanul își dă seama că orice rezistență e zadarnică și că viața este scoasă la mezat. Drept care, resemnat, îi va aduce pe securiști la ascunzătoarea haiducilor din pădurea Babadac, Tulcea. Văzând că ciobanul Nichita Nazarie vine spre cabană, însoțit de o trupă numeroasă de securiști, Nicolae Fudulea își va descărca arma în pieptul ciobanului spre a-i pedepsi trădarea. Securiștii vor înconjura cabana, iar haiducii se vor retrage în fundul grotei, de unde vor răspunde cu foc de armă. Soldații, văzând că haiducii nu se predau, vor arunca grenade în mijlocul grotei, dar Dumitru Fudulea, care făcuse serviciu militar, știind că ele nu explodează imediat, le arunca imediat afară. Asediul va dura 4 ore, iar la capătul lui Dumitru va fi răpus de o grenadă. Trupul îi va fi aruncat într-o groapă comună. Nicolae va fi prins viu de securitate, iar coronelul Doicaru, șeful securității din Constanța, bătându-l pe umăr, îi va mărturisi: "Bravo, măi, Fudulea, ai fost un viteaz." Nicolae Fudulea va fi condamnat la moarte prin împușcare pentru crimă de uneltire contra ordinii sociale, conform legii 16.1949. În ajunul aplicării pedepsei, în septembrie 1950, Nicolae Fudulea și Stere Grasu vor încerca să evadeze din închisoarea Tataia de lângă Constanța. Căzând, Stere Grasu își va fractura piciorul, fiind capturat și executat. În schimb, Nicolae Fudulea va reuși să evadeze, continuându-și lupta de partizan până în martie 1952, când va fi împușcat de trupele securității. Pe certificatul de deces este trecută o singură dată, 28 martie 1952. Acum 70 de ani, viața lui Nicolae își atingea limanul pe fundul unei gropi anonime. Cap al mișcării de rezistență Haiducii Dobrogei, Nicolae Fudulea este un simbol al dârzeniei cu care aromânii s-au împotrivit flagelului comunist. Alături de Gogu Puiu, el a preschimbat Dobrogea într-o scenă de legendă a eroismului românesc. Sunt onorat ca, sub cupola Senatului României, să pomenesc numele lui Nicolae Fudulea. Vă mulțumesc, Sorin Lavric, senator AUR.